Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se intitulează Mulțumesc. Stimați colegi, declarația mea de astăzi este o obligație și un act firesc după perioada de campanie electorală în care am cerut oamenilor să voteze și le-am amintit ce este democratic și firesc să-și trimită reprezentanții la Bruxelles. Astăzi vreau să le mulțumim pentru prezență și pentru că au înțeles importanța implicării a fiecăruia dintre ei. Apoi vreau neapărat să le mulțumesc și pentru că au votat PSD, UNPR, PC, că ne-au creditat cu încrederea lor și ne-au dat un semnal important în legătură cu politica ultimilor ani în România. Cred, în egală măsură, că guvernarea cu rezultate vizibile, cu rating bun de țară, cu stabilitatea de care am dat dovadă, toate s-au regăsit în votul de duminică al românilor. Iar pentru acest lucru sunt recunoscător. Vreau în același timp, stimați colegi, să mulțumim organizațiilor noastre centrale, județeni, locale, tuturor acelora care au fost în această perioadă pe teren, neobosiți, au gândit strategia de campanie, au pus-o în practică și au fost parte acestui proiect care a convins românii că alegerea lor este una corectă. Apreciez faptul că nu am câștigat pe un vot negativ acordat altora și nici pentru unul care a sancționat pe altcineva. Am câștigat pentru promisiuni onorate, pentru stabilitatea și siguranța pe care le-am dovedit și pentru încrederea pe care nu am trădat-o din 2012 până acum. Le mulțumesc așadar echipelor de campanii pentru efort, dăruire, implicare și entuziasm. Închei prin a mulțumi cetățenilor din Colegiul 4 Tulcea, pe care îl reprezint în Parlament, pentru felul în care ne-au primit în casele lor, pentru dorința de a ne împărtăși impresii, pentru modul civilizat în care și-au exercitat dreptul de vot și mai mult decât atât, pentru că au ales să voteze PSD, ducând procentul nostru la peste 40% în colegiul nostru. Lor, alegătorilor, le datorăm succesul nostru de astăzi, iar acest lucru reprezintă un contract pe care îl onorăm cu mândrie și pe care suntem datori să-l ducem la bun sfârșit. Vă mulțumesc, stimați colegi, de la putere și din opoziție și vă felicit. Ion Bălan, Colegiul 4, PSD Tulcea. Mulțumesc!